În bătălia sa, pe care o duce pe toate fronturile pe care poate lupta, uh, europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte uh, PNL, aliat de nădejde până de curând al președintelui Claus Iohannis și șeful parlamentarilor români populari uh, din Parlamentul European, uh, este silit să intre în coliziune chiar cu protectorul său, cu președintele Claus Iohannis, care nu și-a făcut datoria, care nu și-a făcut lecțiile, care a rămas corigent la acest capitol Schengen. Rareș Bogdan avertizează pe bună dreptate că românii, că există riscul ca românii să se îndepărteze de Uniunea Europeană, ca Uniunea Europeană să nu se mai bucure de suficient de mare uh, încredere în această țară, uh, și în subliminal uh, ne spune că vinovat este și președintele partidului, și primul ministru, care este uh, și președintele României, și primul ministru, care este președintele partidului și numai puțin. Ministrul de Externe, care este omul de încredere al președintelui Claus Iohannis. Deci, se anunță un meci foarte interesant între Rareș Bogdan, pe care de a se afirma uh, ca un politic și mai mult în statul român, și uh, președintele Claus Iohannis, care e cam pe ducă.